Cel mai des întâlnite uh, minciuni, de fapt asta este o strategie pe care diavolul are. Ele în mintea omului nu se numesc minciuni, ele se numesc neputințe, uh, adică diavolul totdeauna va veni cu oh, tu nu poți, dar tu ești în stare, dar uite că nimeni în neamul tău nu s-o uite toată viața ți s-a spus că nu ești bun de nimic că tu nu o să reușești adică da, Dumnezeu se folosește de ăla dar de tine, oh, dar nu există așa ceva este minciuna prin care diavolul ne descalifică și ne bate cu armele noastre deși el nu vine să spună, bă vezi că sunt eu diavolul, îți dau gândul ăsta, nu el vine foarte subtil, Este în spatele cortinei, dar de acolo începe să-ți vorbească ca nu cumva să identifici, că dacă noi am identificat toate gândurile care vin din partea celor, răi, rapid le-am le-am respinge. Deci noi trebuie să identificăm orice lucru care ne descalifică. Chiar poate în momentul ăla când exagerat îți ieși așa, te nervezi și dintr-o dată începi să spui ce nu trebuie, să acționezi cum nu trebuie și aici cei mai mulți credincioși au problemă la vorbire. Felul în care ne raportăm, ne dăm seama că există viață sau moarte, binecuvântare sau blestem în lucruri care noi le rostim și atunci... Salutare dragilor, sunt Ciprian și mă bucur să ne auzim, să ne vedem la un nou podcast Dialog la Poartă. Împreună cu mine l-am pe Dariu Zaharia, așa cum ziceam uh, când am fost ultima dată, l-am invitat din nou, uh, speram să ne mai întâlnim și cu ajutorul Domnului ne întâlnim din nou la Dialog la Poartă. Mulțumim Darius că ai acceptat invitația. Mulțumesc de invitație, mă bucur să te revăd din nou, să-ți revăd echipa, să fim împreună, ne bucurăm că ești aici și uh, chiar săptămânile trecute răspuiam o carte de-a ta, da, vreau fi liber și mă gândeam că asta e un subiect bun pentru care să, să facem un podcast, să avem o discuție despre... Partea asta de eliberare, uh -huh. care e o, parte, e o parte extraordinară. Noi știm că putem să fim liberi doar prin Isus Hristos. Evanghelia ne eliberează. Și vreau să vorbim puțin câteva lucruri despre, despre partea aceasta de eliberare. Cum putem să ajungem liberi? Cum ai ajuns tu liber, Darius? Uh, bună întrebare. Uh, eu uh, am ajuns liber în momentul în care am început să înțeleg mai mult și mai mult adevărul scripturii. Până atunci cunoșteam doar așa relativ anumite chestii uh, care credeam eu că sunt bine, dar de fapt uh, existau foarte multe falimente care le aveam în viața de zi cu zi. Falimente care se repetau, unele aproape zilnic, altele poate săptămâna sau la lună, dar îmi dădeam seama, undeva în mie știam că există ceva ce nu e ok, dar în același timp uh, în același timp, datorită faptul că mergeam și la biserică și mai slujeam în fanfară și uh, eram implicat într-o oricare măsură, uh, undeva parcă, eu tot folosesc uh, fraza asta, mă împătam cu apă rece, știi? Cum de fapt foarte mulți dintre cei care ne urmăresc și cei cu care noi intrăm în interacțiune, uh, e același lucru nu condamnăm pe nimeni, pentru că și noi am trăit la fel și ne-am dat seama că cât de ușor este să mergi pe panta asta. Și în momentul în care am cunoscut, în momentul în care am stat de vorbă cu un om al lui Dumnezeu, care mi-a devenit și mentor, mi-am dat seama de realitatea pe care o trăiam, undeva o scundeam, tocmai datorită faptului că niciunul, niciunul dintre noi nu ne place public să spunem, bă, eu sunt legat de cutare lucru, o, eu sunt uh, dependent de cutare, uh, eu am în asta, știți, eu când mă nervez în zboară muștarul, alții le zbor și ketchup și <grijă> nu mă muștarul. Uh, eu când uh, sunt, sunt, în public vorbesc frumos și mă controlez, când sunt cu soția sau cu copiii, atunci... Uh, dintr-o dată mă transform. Niciunul dintre noi nu ne place să spunem lucrurile astea. adevărurile pe care noi le trăim, de fapt, când sunt în sigură, în singurătate, îmi vin tot felul de gânduri, am tot felul de stări pe care nu le pot gestiona și toate lucrurile astea noi ne dăm seama că undeva în interiorul nostru ne mă, ne macină. Ei, și în momentul în care Dumnezeu cu adevărat m-a liberat de toate lucrurile, de la mândrie la iubirea de bani, că eram un businessman în America și făceam bani și știam să fac bani și eram bun și eram determinat să fac tot mai mult, tot mai mult ca succesul meu să fie tot mai mare. La chestiuni care eram legat de anumite practici care nu erau bune, vorbirea mea, starea mea, atitudinea mea față de soția mea, față de copii, față de lucrătorii mei, față de oameni cu care interacționam, nu era potrivită, nu era bună. Faptul că uream, faptul că mințeam, faptul că exista foarte multe chestii în viața mea care mi-am dat seama că, boom! Na, nu, nu puteam să le, fam, să le fac față. Era ca un ciclu care se repeta. Ca un ciclu care uh, îmi dadea seama că acum eram bine, eram sus. O săptămână, două, fu, eram determinat, mă apucam să citesc Biblia, mă apucam să mă rog și după câteva timp îmi renunțam, intram iară din nou în zona unde eram și de unde uh, veneam și lucrurile astea mă distanțau mai mult de, de, de Biblie, de relația autentică cu Dumnezeu. E în momentul în care am fost eliberat de toate lucrurile astea, mi-am dat seama că există, există o putere pe care Dumnezeu are. Uh, prin care Dumnezeu poate să ne elibereze. Și când am început să experimentez eliberarea, la mine a fost o transformare așa de 180 de grade, în urma botezului pe care l-am primit, botezului cu Duhul Sfânt, asta a fost bum, punctul culminant care s-a schimbat absolut tot. E în momentul ăla am început să studiez Scriptura, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spunea „Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Și nu vorbea de adevărul relativ, ci vorbea de adevărul absolut, care este însuși Hristos, Domnul, și care putem să-L găsim prin cuvântul Lui Dumnezeu. Și atunci mi-am dat seama că pot să fiu un creștin autentic în generația secolului 21 cu o sumedenie de provocări într-un context foarte, foarte dificil și în același timp într-un context foarte tulbure din multe puncte de vedere, într-un context postmodernist unde totul tot în jurul nostru ne îndeamnă spre să mergem pe panta apostaziei, pot să fiu un creștin care să-L onorez pe Dumnezeu prin o viață trăită curată înaintea, înaintea Lui. Și lucrul ăsta pe mine m mod determinat ca să pot să mă implic, să ajung și pe alți oameni. Acum mă gândeam în timp ce ne povesteai lucrurile astea, a fost vreun moment care a determinat cumva schimbarea, să mă vorbei de botezul cu Duhul Sfânt, mm -hmm. dar ca să îți dorești partea asta. Ce, a fost un moment de conștientizare de tot timpul a fost un moment de conștientizare, doar că eu credeam că pot să primesc botezul cu Duhul Sfânt după termenii mei. Um, având în vedere că am crescut într-un mediu creștin, uh, multe ideologii mi-au aprintat modul de gândire și uh, uneori credeam că îl am. Bineînțeles că Duhul Sfânt este cel care ne naște din nou, apoi face lucrarea care, Biblia o numește botezul cu Duhul Sfânt și apoi reumplerea, care este a treia etapă pe care Dumnezeu o face în dreptul credinciosului. Dar foarte mult timp tot mă împătam cu apă rece că bă, eu l-am pădut Sfânt, Sfânt, Când mergeam și vedeam stăruință și vedem că alții care sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt încep să aibă o relație mai autentică, deci am bă, Trebuie, trebuie să fiu și obotezat. botezat. Apoi vedeam că nu primeam, iar mă descurajam și, în fine, era un, un, un ciclu. Dar în momentul în care Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, a fost momentul în care, bun, parcă totul s-a schimbat în jurul meu, absolut tot. Perspectiva mea față de Dumnezeu, perspectiva mea față de viață, perspectiva mea față de priorități, perspectiva mea față de lucruri care importante și care nu sunt importante absolut tot, tot, tot în jurul meu s-a schimbat um, și vreau să spun că fuh, nu regre niciodată uh -huh. lucrul ăsta ci din potrivă îi mulțumesc lui Dumnezeu și dacă știam că așa o să Fiu fie mai lucrări, repede ai, 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 nu stăteam așa de mult și așteptam înțelegi da. momentul Acum mă gândeam dacă ar fi dintre cei care ne ascultă să ne întrebe oare ce ne-a recomandat Darius Zaharia. Vreau și eu să fiu liber, uite, trec prin tot felul de situații. Ne-ar întreba ascultătorii noștri, oare uh, ar fi o rețetă, ar fi niște pași? Cum te-ai gândit? Hai să vedem, uh, mă gândesc și la cartea pe care ai scris-o. Uh -huh. cum, uh, cum ar trebui să înceapă? Uh, acum, începutul ar trebui să înceapă cu o dorință. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat liber arbitru să alegem. În momentul în care există dorință, categorică, există mult mai mult decât o simplă dorință. Există dorința ca să fii liber, dar în dorința care să fii liber, există și dorința să renunți la lucruri care nu sunt bune. Există și dorința de a te abandona în totalitate în mâna lui Dumnezeu. Pentru că, cum spuneai, noi trebuie să rămânem la ce este scris, la cuvântul lui Dumnezeu. Acum fiecare om poate să zică, a, rețeta e asta, e asta, dar pe mine acum prea puțin mă interesează anumite experiențe personale a unor oameni, deși ele sunt bune, însă încredințările lor sau experiențele lor nu este norma în noastră deliberare. Adică nu este ceea ce, de fapt, Dumnezeu trebuie să facă și în dreptul nostru. Că în felul în care Dumnezeu a lucrat în dreptul cuiva nu este la fel cum va lucra în dreptul meu. Sau că felul în care Dumnezeu a lucrat în dreptul meu nu este în felul în care Dumnezeu va lucra în dreptul altora care ne urmăresc. Noi trebuie să rămânem la Scriptura. Scriptura este adevărul absolut și Scriptura este ghidul credinciosului pentru a putea să găsească toate soluțiile la orice nevoie. Și atunci... Pașii sunt simpli. În primul rând, identificarea. Identificăm că există o meteac, indiferent de natura ei. De obicei, noi am fost amprentați în bisericile noastre cu această gândire că doar curvia, omorul, lucrurile mari, păcătoase, alea pompoase, alea sunt o problemă. Când de fapt Apostolul Pavel vine și vorbește celor din Efeseni, în capitolul 4 versetul 30 când spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetruiți. Uh, și în versetul 31 vine și spune în felul următor: orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Deci noi trebuie să identificăm orice lucru care ne descalifică chiar poate în momentul ăla când exagerat îți ieși, așa, te nervezi și dintr-o dată începi să spui ce nu trebuie, să acționezi cum nu trebuie și aici cei mai mulți credincioși au problemă la vorbire. Felul în care ne raportăm, ne dăm seama că există viață sau moarte, binecuvântare sau blestem în lucruri care noi le rostim și atunci aici avem un problem și atunci identificăm apoi mărturisim. Cineva poate să spună, da, bine frate, dar uite, eu mărturisesc lui Dumnezeu. Bun, mărturisește lui Dumnezeu. Dar ai scăpat de problema respectivă. Că dacă n-ai scăpat de problema respectivă, nu că Dumnezeu este neputincios, dar Dumnezeu vrea ca să te ajute prin altcineva, unde doi sau trei da, se mobilizează, Dumnezeu este acolo. Hristos a spus ucenicilor, dacă doi dintre voi se vor uni să ceară un lucruri care le va fi dat, Biblia vine și mai vorbește, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit și atunci noi ne ajutăm unul pe altul. Unii cred că în momentul când vine la consiliere, mărturisire, da, trebuie să informeze pe păstor sau cu cine stă de vorbă de ce a făcut. Eu nu sunt curios de ce a făcut oamenii. Eu sunt curios de cum pot să-l ajut pe omul ăla care e soluția biblică pentru nevoia și problema lui și atunci acolo vreau să-l duc la adevărul Scripturii. Atunci categoric o mărturisire e vital de importantă uh, și uh, uh, în al treilea pas este faptul că să începem să înlocuim toate minciunile care sunt la nivelul minții cu adevărul Scripturii, adică cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles că rugăciunea, postul, ele sunt vitale în toată lucrarea asta. Adică nu trebuie neglijate. Dar în momentul în care noi ne apropiem mai mult și mai mult de Dumnezeu, Dumnezeu este acela care ne ghidează viața să putem să primim eliberarea lăuntrică, fizică, emoțională, sentimentală, psihică, spirituală, indiferent de natura ei, să putem să o primim și să putem să fim oamenii de care Dumnezeu să se folosească. Mă acum, nu spuneai de pasul al treilea și de înlocui adevărurile, minciunile de fapt de la nivelul minții cu adevărul din scriptură. Ce exemplu așa ne-ai putea da din, din, experiența ta pe, pe partea mă, asta? Ce vine acum aminte, mi-aduc aminte că au venit o, o, vin mulți la noi pentru, pentru a-i ajuta și ajutăm. Majoritatea dintre ei au așteptările următoare. Se să le dăm două pastile in the name of Jesus, cum zicem noi, uh, și din o se facă, gata, pleacă de acolo. Și când văd că, de fapt, uh, pașii de, pe care noi... Rețeta e parcurs... mai simplă decât uh, da. cuvântul lui Dumnezeu. Exact. Când văd că, de fapt, pașii care sunt este să înlocuim minciuna în cu adevărul lui Dumnezeu, oh, păi, pentru, nu atâta, păi, dar nu atâta. Ea începe să facă, să vezi că <laughs> ea face bine. Că nu, nu, e o, nu e o rețetă care înțelegi... Uh, uh, trebuie să o dai la cineva și trebuie să administreze câteva medicamente și asta e soluția pentru problemă. Nu, nu, nu. Ce problemă ai? Păi am frică. Bun, înseamnă că ești mințit de diavolul. Ce problemă ai? Uh, cred că nu o să reușesc, nu pot, uh, mă confrunt cu depresia. Bun, ăsta e un atac demonic. Uh, da? Și lista asta poate să continue. Și de fiecare dată, cu fiecare dintre ei, ceea ce facem este, îi ducem la scriptură. Și, în mod deosebit, îi punem să citească. Noul Testament să-l personalizeze, mai nou ce facem cu cei de la centru, în fiecare săptămână le dăm să memoreze un, un verset, pe de rost. Versete care îi ajută să-și înțeleagă identitatea, să înțeleagă autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să înțeleagă că Dumnezeu este mai presus de orice chestiune pe care noi experimentăm, indiferent de nivelul ei, de intensitatea ei, indiferent de, de, de lucru în care ne, cu care ne confruntăm, fie că e un atac demonic, fie că e o boală, fie că e o neputință, fie că e un minus, fie că e un faliment, fie că e o chestiune abstractă, fie că e o chestiune ocultă, indiferent de natura ei, Hristos este mai presus de orice lucru. Și în felul ăsta îi ajutăm nu să aibă o gândire pozitivă. Știi că nu căutăm, știi, să nu să încurajăm. Poftim? Și realistă mai degrabă. Exact, de realistă, dar de 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 atât de de faptului de că e adevărul care, care, ne ajută. Ei, cel puțin pe mine asta m-a ajutat. Eu după ce am fost botezat de lung cu Duhul, sunt cred că în 3 sau 4 luni de zile am citit de vreo 4 sau 5 ori Scriptura. Deci zi și noapte, nu mă citeam, nu mă citeam, nu mă citeam, mă rugam, îmi petreceam timp, lăsam ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să mă conștientizeze, să mă aducă aminte, să -mi văd ce mai trebuie să fac, unde mai trebuie să schimb, ce mai trebuie. Am fost determinat. Problema generației noastre este că cei mai mulți după cei botează Domnul cu Duhul Sfânt se mulțumesc cor primit și la revedere, nu mai vezi la biserică, nu mai vezi la rugăciune, nu mai vezi și îți dai seama că peste 2, 3, 4, 5 luni de zile încep să aibă aceleași lupte ca înainte și nu sunt biruite și spun, mă, dar ce s-a întâmplat? Și problema nu e la Dumnezeu, problema este la noi, pentru că dacă noi stăm și ne angrenăm în ceea ce trebuie să facem, Dumnezeu este acela care ne dă capacitatea și puterea și resursele pentru a putea să facem. De aia, cuvântul lui Dumnezeu și referitor la experiența aceasta, Șapte ani de zile sora respectivă a fost în depresie, o soră care a venit la consiliere și am stat de vorba, am încercat să identificăm. Unii cred că în spatele depresiei totdeauna uh, sunt anumite păcate și datorită păcatului, nu neapărat. Poate să fie și el lucrul ăsta, dar nu neapărat. Și nu trebuie să generalizăm uh, toate formele de depresie. Unele pot să fie cauzate de anumite afecțiuni uh, fizice, altele pot să fie cauzate datorită unei experiențe, dar în spatele celor mai multe sunt atacuri demonice. Pentru că spuneam aseară la acela voi la biserică, la poartă, orice lucru care nu te apropie de Dumnezeu, ci te îndepărtează, indiferent de natura lucrului. Lucrul ăla nu este de la Dumnezeu. Unii zic, a, Dumnezeu mă da boala asta. Bun, prin boala asta tu te-ai apropiat mai mult de Dumnezeu, îl slujești mai mult pe Domnul, îl glorifici mai mult. A, nu, că nu mai poți să vin la biserică, că nu mai poți să fac aia. Păi și ce ceva să cred că Dumnezeu ți-ar da un astfel de lucru? Dar vezi, diavolul, cum schimbă lucrurile și se ascunde în spate lucrurile. Ca noi să interpretăm că de fapt ar fi de la Dumnezeu, că nu-i de la Dumnezeu. Și sora respectivă a mi am rugat împreună, m-am rugat pentru ea și am dat să, citesc, să citească 10, 10, 10 capitole în fiecare zi. În fiecare zi și să le citească cu voce tare și să le recitească. Deci, gândește că nu avea capacitatea să facă nimic, nici să mai facă mâncare la copii, nici absolut nimica. Era într-o stare deplorabilă, era într-o depresie cronică cel mai învasat grad de, de depresie. Și o uh, venit următoarea săptămână, deja un pic era mai bine, am început să-i din tratamentul, care l-avea treptat, uh, pentru că niciodată nu trebuie întrerupt dintr-o dată, să nu existe o debalansare chimică în organism, după ce organismul a fost obișnuit cu așa mult, uh, așa mult timp de tratament, și atunci a treptat. Intentat. Așa facem cu fiecare. În fiecare săptămână tăiem câte puțin, câte puțin, dar schimbăm, cu cuvântul lui Dumnezeu. Schimbați hrana. Da. Și o venit a doua săptămână, deja era un pic mai bine, a treia săptămână deja era și mai bine, a patra săptămână când o veni deja era din nou mamă la copii, soție la bărbat și a început să fie nu bine, ce foarte bine. și ăsta e lucru, ăsta e rețeta care fiecare om, fiecare credincios trebuie să înțeleagă. Hristos a spus, Duhul meu este duc de viață. Omul nu trește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Și atunci noi trebuie, trebuie, vezi aici suntem cei mai deficitari la citirea Scripturii, la rugăciune și la post. Dacă ne uităm în generația bunicilor noștri, ne Era dăm seama. Era lor forte. Era punctul foarte. Ei nu aveau facultăți teologice, nu aveau diplome de doctorat teologic. De de a avea o practică. Și fii atent, interesant, Cipri, în bisericile bunicilor noștri, dacă îi ne uităm în spate, cei care venim din mediul evanghelistic și, da, nu aveau atâția bolnavi, nu aveau oameni care să fie în depresii, nu aveau oameni care să își dorească să, să, se confrunte cu suicidul, nu aveau divorțuri așa cum avem noi și erau niște oameni simpli. Punctul lor forte era lucrarea Duhului Sfânt, rugăciunea, și cuvântul, ei luau cuvântul, nu, dispec, nu dis, îl dispecau în 16.000 de bucăți, cum facem noi astăzi, nu? Luau, Ce ta luau ta. și cea Doamne, dar ai spus că deschizi ochii orbilor? Noi avem aici un orb. Se rugau până Dumnezeu, îi deschideau ochii, da? Pentru că Cu în bucuria, felul acesta, poftim, care era. o pințele și erau plini de nădejde și plini de speranță și mulțumitori. Mâncau clisă cu ceapă, și erau, înțelegi, și, și mergeau la țapă și mergeau la, la fân și așa mai departe, și erau oameni mulțumitori, oameni care erau plini de nedejde pentru că asta era ceea ce, de fapt, ei trăiau în fiecare zi, era o normă de viață. Ei, în generația noastră, din nefericire, lucrul s-a schimbat. Este interesant. Ce... Și ce poate face adevărul? că ad exact. Poate și noi câteodată căutăm niște, niște soluții filozofice, științifice, căutăm la sociologi să vedem ce soluții au, tot felul de chestii unde e, hai să vedem, hai să vedem, avem tot felul de... Și nu, nu spunem că e rău să studiezi, dar dacă studiul ăla îl pui mai presus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este... Nu? cel care cunoaște toate lucrurile. Dacă studiul îl pui mai presus de rugăciune decât cuvântul lui Dumnezeu, question mark, știi? E un semn de întrebare. Hai să fim realiști și să nu mai tot ne scuzăm și să căutăm soluții și să spunem, dar știi, frate, dar voi sunteți prea radical, voi sunteți prea nu știu cum, noi trebuie să avem logică în tot ceea ce facem, să fim raționali. Auzi, e bun, dar rațiunea merge până într-un punct. Ok? Da. Mă gândeam, au fost mulți care au venit la tine și când le-ai o rețetă așa simplă să zic că no thanks sau asta e uh, prea puțin? sau Nu neapărat, pentru că omul până la urmă, când vine, își dorește. Doar că au fost surprinși de faptul că ei aveau rețeta acasă, nu mai pun eu practic, în practică. Înțelegi că degeaba te duci la doctor cu problema ta și îți dă doctor rețeta, și dacă nu mergi să-ți medicamente, și dacă le iei medicamente și le ții pe masă și nu-ți le degeaba. atribui. Degeaba. Nu te ajută la absolut nimica. Exact. Înțelegi? La fel din nefericire, foarte mulți creștini așa sunt. Au medicamentul pe masă, pe noptieră, dar praful s-a pus pe el. Și după aceea, Domnul, dăm da problema asta și Domnul zice, M -m, du duce acolo, la scriptură. Duce, că acolo am toate soluțiile pentru nevoia ta. Și asta e o problemă. Sau uneori ne hrănim doar din predici, ceea ce e ok. Dar când nu mai există Știi, da, ceea ce da, noi da, trebuie să facem o persoană... E greu, e greu să te ții de, de duminică, știi, ca și cum ai mânca dată pe exact, săptămână, no, cât no, rezisti, ești anemic, exact, te ții de pereți până exact, la biserică, Exact, știi? Te, da. Nu Corpul nu-ți asimilează nutrientele care ar trebui și în felul ăsta te și Asta da. e o problemă majoră care foarte mulți uh, o au. Da, ce dezechilibru. Acum mă gândeam, uh, tecnicul așa să faci, eu știu, un top uh, al... Uh, minciunilor care oamenii s au asaltat așa, la nivelul minții pe partea asta. Știi? Când vorbeam de adevăr, ca să aducem adevărul mm -hmm. la... Care sunt minciunile pe care cel rău le aduce la nivelul minții? Așa, cel mai des întâlnite în... Deci, cel mai des întâlnite minciuni, de fapt asta este o strategie pe care diavolul are. Ele în mintea omului nu se numesc minciuni ele se numesc neputințe, adică deavul totdeauna va veni cu, tu nu poți, dar tu ești în stare, dar uite că nimeni ne-a mutat, nu -o... Uite, toată viața ți s-a spus că nu ești bun de nimic, că tu nu o să reușești. Adică, da, Dumnezeu se folosește de ăla, dar de tine, dar nu există așa ceva. Este minciuna prin care diavolul ne descalifică și ne bate cu armele noastre. Și cei mai mulți din nefericire, Red mai mult vocea întunericului, a diavolului, deși el nu vine să spună, bă, vezi că sunt eu diavolul, îți dau gândul ăsta. Nu. El vine foarte subtil, este în spatele cortinei, dar de acolo începe să-ți vorbească ca nu cumva să identifici, că dacă noi am identificat toate gândurile care vin din partea celui rău, rapid le-am le uh, respinge. Dar tocmai datorită faptul că nu le cunoaștem. Nu le cunoaștem, știi de ce? Pentru că nu cunoaștem inima lui Dumnezeu cunoscând inima lui Dumnezeu, îi cunosc felul în care Dumnezeu comunică cu mine, felul în care Dumnezeu îmi vorbește. Și atunci orice lucru care este ostil cu voia lui Dumnezeu, categoric nu o să-l accept. Și atunci, cred că asta e una dintre armele care vine mințindu-ne că nu putem, că nu o să reușim, că uite, ai mai încercat, te-ai mai rugat și n-ai văzut nimica, uite, cu cât mai multe apropii de Dumnezeu ți se întâmplă lucruri mai ciudate, mai strani, înțelegi, pentru mulți e o enigmă lucrul ăsta, mă zice, dacă n-am vrut să mă apropii de Dumnezeu, am început să am tot felul de probleme, să nu meargă bine aia, să nu meargă bine aia și unde vor ajunge să fie descurajați și descurajare, ceea ce am vorbit aseară, nu, la poartă, faptul că diavolul vine cu gândul ăsta de descurajare și în luptă, când vine descurajarea, dacă ai renunțat, ai pierdut tot și trebuie să înfrângi descurajarea și cum? Armându-ne cu cuvântul lui Dumnezeu, cu adevărul lui Dumnezeu. Și atunci căutăm, căutăm pasaje din Scriptură, mai vedem alți oameni care au fost ca și noi, cu neputințe, cu slăbiciuni ca și noi, dar oamenii aceia au excelat de ce? Ca o lesă să se încreadă în Dumnezeu. Biblia ne vorbește ne vrei 11 despre eroi credinței. Apoi Biblia ne vorbește despre Ilie, care era un om supus a slăbiciun ca și noi. Ne uităm în viața lui Ilie, a fost un, nu? el este reprezentantul prorocilor Vechiului Testament, dar în același timp îl vedem pe un Ilie care a fost și el descurajat, care a fost la un moment dat în depresie, care și a dorit să moară, să nu mai trăiască, o frică, a fost cuprins de frică au fost plin de teamă, de busolat după ce au avut o biruință extraordinară. Extraordinară. Momentul următoare când Izabela i-a zis mâine la ora cutare o să fac și eu cu tine cum ai făcut tu cu prorocii mei, pe a intrat în panică și a început să tremure. tremure. Înțeleg? Și Atunci ne dăm seama că diavolul nu neapărat care Hai să vedem prioritar care. Ca el o schimbă, el schimbă strategia și minciunile la fiecare dintre noi, în funcție de. le personalizează. Da, le personalizează în dreptul nostru în funcție de ființa fiecare dintre noi. slăbiciunile tale nu sunt la fel ca și a Amele a mele nu sunt la fel ca și a tale. La fiecare e diferit. Și atunci, el acolo te cercetează, te studiază, vede exact unde ești vulnerabil care sunt frământările, unde sunt ușile ale deschise, unde sunt crepăturile pe unde poate să vină, potecile bătutorite și acolo va veni. Înțelegi? Da, foarte bine. Am un prieten care mai vorbesc, îmi zice tot timpul că bă, cel rău face multă muncă de birou, așa e? E muncă de birou, dar e mai mult și pe teren. E și pe teren. E și pe teren, și pe teren ăsta, domnul, că niciodată nu-și a concediu. Da, sau o altă expresie că te faci la vestiare. Eh, da. <laughs> De... da. Uh, că se apropie meciul ca să nu reușești uh -huh. să-ți să sigur, sigur că da. Deci uh, sunt multe strategii pe care diavolul le are. Acum, uh, eu în carte pe care am scris-o nu am încercat să identific strategiile diavolului, pentru că nu la asta trebuie să ne focalizăm. Hai să, hai să căutăm toate, toate strategiile. Mm -mm nici măcar nu-s curios de ele. Vezi, un ban fals poate să fie tot timpul schimbat și schimbat și schimbat. Și un ban fals poți să hrănești cu 100 de lei niște săraci, poți să mergi să să-ți motorină, că poate să treacă multe, în multe locuri, dar niciodată nu va trece testul băncii. Când îl duci la bancă, ăla când o pus mâna pe el, vezi, bancherii totdeauna sunt învățați care este originalul, se identifice originalul. Și în momentul în care țin mână originalul, orice fals care vine de orice natură, că e foaie, că e numai o linie, că e ceva chestii mărunte care pot să le simtă, că e orice, orice, e lor identificat. De ce? Pentru că au studiat originalul. Pe mine mă interesează originalul de Domnul Iisus Hristos a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Pe mine mă interesează cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Biblia? Că experiențele unora, mh, ok, încredințe la altora, treaba lor. Dar pe mine mă interesează ce zice Biblia. Dacă Biblia noastră spune că Hristos este acela care i-a dat putere și autoritate peste puterea Întunericului și i-a dat puterea ca orice legăm pe pământ să fie legat pe pământ și orice vom dezliga pe pământ să fie dezligat pe pământ, atunci înseamnă că Hristos i-a dat autoritatea aceasta. Ok? Uh, și atunci asta mă interesează, adevărul. Și de aia noi ducem pe oameni la Scriptură. Uh, și cartea pe care am scris-o e argumentat absolut tot, orice idee și orice gând cu Scriptura. Pentru că așa a fost învățat și așa predic, ai văzut tot să fie nu din credință, nu din alte chestii, ce, ceea ce spune Scriptura și tot argumentez cu Scriptura. Uh, și atunci, în felul ăsta, noi putem să noi putem să fim biruitori. Și spuneam că noi am început acum la centru și la fete și la băieți, în fiecare săptămână, fiecare dintre ei sunt obligați. Îi obligăm. Dacă nu, 50 de lei amendă. nu, serios, 50 de lei care mă la biserică. Ok? Că eu n-am nevoie de bani nimănui, da? Mă la biserică, că oricum avem multe chestii. Așa cum mulți avem... cum mulți bani. Bă, am început să facem. Păi să mă, dacă nu fac cum trebuie curățeni, cum trebuie, dacă nu sunt disciplina și nu-și fac treaba lor și lasă mizerie, 50 de lei, da? acum am ridicat la 100 asta, știi? Acum, dar cu versetele cu 50 de lei am început. E o chestie constructivă, pentru binele lor. Ascultă-mă, Știi ce e interesant? Care e feedback-ul ăsta? Asta vreau să spun. Feedback-ul e în felul următor. Că pot să biruiască mai mult lupta care se dă la nivelul minții, pentru că o persoană care a fost involvată în ocultism, o persoană care a fost involvată în satanism, o persoană care a fost involvată în droguri, în multe chestii când momentul când este de acolo, nu dintr-o dată dispare absolut tot, dar nu le liberează. Dar procesul ăsta de maturizare spirituală, dacă nu s atenți, mulți dintre ei se întorc înapoi. Și atunci există bătălia asta, întoarce mai, mai fumează un fum, mai trage un joint, mai făcutare, mai uite-te la o imagine pornografică, mai um, odată se masturbezi, mai nu știu ce, uși prin care diavolul începe să aibă acces. Și atunci, Având cuvântul lui Dumnezeu, din toate eu îi văd. Eu îmi dau seama când ei nu s bine. Mai ales că noi avem foarte multe slujbe, în prin rotație mergem la fiecare biserică și aproape fiecare zi avem câte o slujbă undeva la bisericile, unde toți mergem ca și echipă și toți de la centre vin, sunt obligați să vină la biserică. Că dorința noastră e nu să îi indoctrinăm, nu să îi facem să fie religioși, ci să învețe să aibă o relație cu Dumnezeu și, în felul, să-i ajutăm o terapie spirituală care, știi, îi ajută să poată să crească și, interesant, sunt mult mai piruitori decât în momentul în care nu știu cuvântul. Și e o chestie foarte constructivă, deși dimineața ei au timp de rugăciune, au timp de citirea scripturii, dar vezi când citești scriptura nu te pui să memorezi și parcă trece 15-20 ore și ai uitat ce ai citit. Dar meditând o săptămână întreagă la un verset care încep să îl, îl și să-l ăsta, ăla rămâne acolo. Înțelegi? Și e o chestiune foarte faină, constructivă. constructivă. Da, foarte, foarte. Uh -huh. Acum mă gândeam că vorbeam despre minciunile astea. Te-ai gândit la alte experiențe care ai putea să ni le povestești, să legat de, de minciunile acestea, de oameni care au fost eliberați de ele. Um, Ca să și niște cazuri. Sigur, sigur. Uh, nu de mult am avut o domnișoară care a venit. Uh, ea a fost foarte, foarte mult manipulată de diavolul uh, prin minciunile care, care veneau, le trăia. Pentru ea, mai real era minciunile care veneau la nivelul minților pe care le dădea crezare decât realitatea vieții în care trăia. Bineînțeles că am stat la mărturisire, o mărturisit, am început să ne rugăm specific în dreptul fiecărui lucru și dintr-o s-a văzut o transformare. Dar în timp ce începea să se cufunde din nou în lucrurile din trecut, că aici unde e de-a totdeauna, ce va duce înapoi în trecut, începea din nou să... Ah, oh, dar eu nu pot să fiu iertată, dar nu mă poate ierta Dumnezeu. Bun, de ce nu-ți iertă Dumnezeu? Păi, la câte am făcut, cum să mă ierte Dumnezeu? Bun, dar uite ce spune Biblia. Dacă ne mărturisim păcatele și ne lăsăm de ele, Dumnezeu este credincios și drept, și drept, drept, și drept, drept. Și să ne ierte și să ne livreze de orice fără de lege. O, da, da. Și am pus-o să citească. Citește asta. Mai odată, mai odată, cu voce tare, mai odată. Și de fiecare dată, când venea diavolul să-i spună că ea nu se să poată, că ea nu e iertată, uite ce scrie aici. Ăsta nu e cuvântul meu, ăsta nu e cuvântul tău, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta e adevăr absolut. Așa că și în felul ăsta am văzut cum Dumnezeu a început să scoată. Și Dumnezeu a început să lucreze în dreptul ei. Bineînțeles că la fiecare e diferit. Experiențe, avem foarte multe experiențe și fiecare experiență este diferită, e aparte. Dar e fain că la toți lucrează cuvântul lui Dumnezeu indiferent de gravitatea în care de cât de, indiferent de cât de uh, adânc de sunt, uh, indiferent cât de puternic sau profund este intensitatea aia care o simt la nivelul minții, vocea aia care se amplifică. Uh, avem o, o domnișoară care slujește împreună cu noi și uh, ea a fost foarte, foarte, foarte mințită de Diavolul. De câteva ori încerca să se sinucidă. Dumnezeu nu e o non îngăduit și uh, după ce Dumnezeu a liberat o și a început Dumnezeu să o folosească încă mai avea anumite gânduri care vine tot din partea diavolului, ca, ca și niște repercursiuni în care îi zicea, da, uite-te acum, bun, hai, că e liberat Dumnezeu și ești bine, dar uite-te toate semnele care le ai, pentru că foarte mult tăia și foarte mult uh, avea semne. Uh, zice, da uite de acum tu nu o să mai poți să uh, profesezi tu nu mai poți să îți faci ce ți-ai propus cum o să fii tu vreau să fie uh, doctor și zice cum o să fii tu un doctor dacă tot ești iată pe mâini și ce o să faci și cum și în felul ăsta încerca să o descalifice și din nou să o ducă în sfera aia neputinței și în zona în care o tu nu ești bun de nimica și i-am zis în felul următor bun și tu ce crezi? Dacă semnele astea tu le ai acum pe trupul tău, tu crezi că asta te descalifică? Sau poți să le folosezi ca o, chestiune în care să deschizi ușa la un dialog cu oamenii cu care o să interacționezi, să le spui, haideți să vă spun ce o încercat de a să facă cu mine, uitați-vă la mine, nu încerca să mă omoare, încerca să facă, dar Dumnezeu m-a liberat și asta este o persoană liberă sau o persoană care pot să slujească pe Dumnezeu și asta înseamnă că există nădejde, există speranță, dar niciodată distant de Dumnezeu sau despărțit de Dumnezeu, ci doar prin Dumnezeu. Și atunci noi toate lucrurile trebuie să înțelegem și să ne uităm la dintr-o perspectivă dumnezească, nu dintr-o perspectivă umană sau a gândurilor sau a naturii uh, care încearcă să ne definească sau să ne redefinească pe noi. Înțelegi? Uh, no. e... Acum mă gândeam uh, uh, despre ce vorbei Dacă sunt cazuri de oameni, să spunem, că îi cunoaștem și sunt tot așa mințiți de cel rău, ei nu pot să înțeleagă lucrul ăsta. Nu pot efectiv. Nici oricum ai încercat să le deschizi ochii. Cum, cum, ai procedat în astfel de cazuri? Păi, în astfel de cazuri, categoric, au existat și există persoane care nu din prima, gata, dintr-o dată, au, cred și... Nu, nu, nu. Există cazuri în care există nevoie de o consiliere așa permanentă, permanentă, în câteva rânduri, sau poate, nu, n-am avut un mea, hai să dau un exemplu am avut și avem, e cu noi în echipă, acum chiar urmează să se căsătorească anul ăsta, băiatul ăsta când a fost dus de părinți din Italia la noi, era neuronul creierului ars la el, nu mai funcționa, din cauza au consumat enorm de multe droguri și era praf și pulvere. Praf și pulvere, el pune într-un scaun, acolo stătea 5 ore, se uita în la și e, nu mai râdea ca un, știi, îți dădeai seama că are, are probleme. Ei, în vreo Perioade de vreo șase luni de zile, aproape în fiecare zi, ne rugam pentru el să de vorbă. Nu avea cu cine vorbi prea mult, dar ne rugam și știam că Dumnezeu va face o schimbare. No. Respectivul băiatii în echipă cu noi a ajuns să fie unul dintre liderii de la centru și a luat permisul de conducere anul trecut, deci îți dai seama acum se căsătorește cu o fată deosebită care e tot de la noi din biserică și e un om extraordinar, responsabil, implicat, face. Deci e un om normal din toate punctele de vedere și e un miracol. Toată lumea care l-a văzut și o știu cu mâini și îl vede acum și zice, nu e același om. Dar e același om. Și a fost, fost nevoie de perseverență. Înțelegi? Au fost nevoie. Alții au venit, ne-am rugat lui Iberia Domnul pe loc. La alții au fost nevoie de perseverență, au fost nevoie de mai mult timp. O fost, nu că Dumnezeu a fost neputincios, dar în tot procesul ăsta Dumnezeu vrea să ne învețe și pe noi multe chestii. Înțelegi? Și atunci, indiferent că unul e mințit într-un fel sau altul și se vede neputincios, noi trebuie să, noi care putem, îi tragem după noi, îi remorcăm. Înțelegi? Și îi tragem după noi și îi ajutăm și suntem lângă ei și facem consiliere. Și acum avem un, un, un băiat și a fost schizofrenic toată viața lui la tratament. Da? Cet, încet, încet, l-am scos după tratament. Uh, am început să înlocuim. Încă nu e trebuie, dar nici nu renunțăm. Uh -huh. Nu e trebuie. O, unii ori ne vine așa gândul, bă renunțăm, o să-i chiar -o. Nu există așa ceva. Nu există. Numai că omul nu-și dorește. Atunci Dumnezeu nu, nu, nu trece clar, peste, nu exact, peste voința omului. Și atunci când omul își dorește, în momentul ăla, Dumnezeu e cel care lucrează într-un fel sau altul, sigur că da. Chiar dacă în toată ecuația asta și pe noi Dumnezeu ne crește spiritual. Pentru că fiecare experiență începem să crește mai mult. De fiecare dată când citim Biblia și mai mult și mai mult cunoaștem adevărul, wow, mai mult și mai mult putem să fim edificați și noi ca echipă, și, uh, înțelegi? Și so, o chestie, o chestie faină, nu trebuie niciodată renunțată, indiferent cât de greu este în dreptul unora, o, oh, că nu cred, o, oh, că nu pot, o, oh, că, bă, poți, putem, împreună, hai să facem, hai să mergem, hai să înțelegi și în felul ăsta Dumnezeu, uh, Dumnezeu încet în ce lucrează. Mă gândeam acum din uh, lucrurile pe care le-ai relatat, ai vreo poveste relatată, o poveste uh, al unor eu știu cazuri prin care ați trecut, prin care Dumnezeu ți-a vorbit într-un mod deosebit sau te-a învățat așa o lecție mare cumva, care ți-a rămas. Uh, că Dumnezeu uh, vorbește într-un fel așa de... Uh... Fiecare, fiecare, fiecare caz Dumnezeu ne vorbește. Unul dintre lucrurile care le-am învățat, chiar am scris în carte, este faptul că noi trebuie să avem pasiune pentru oamenii pe care îi slujim. Uneori, Faptul că sunt într-o stare deplorabilă ne determină să renunțăm la ei. A spune bă, asta nu o să fie nimic. Și el e momentul în care ar trebui să ne gândim, oare dacă Hristos ar fi în locul nostru, cum s-ar comporta cu respectivul? Și am stat și m-am gândit că dacă nu există pasiune pentru creațiunea lui Dumnezeu, indiferent de starea în care respectivul este. Nu o să poți face nimic. Deci în toate experiențele astea, se gândește că când începe omul să se manifeste, uneori scuipă, alte ori face pe el, alte ori se întâmplă tot felul de chestii care, bă, sunt destul de jenante. Înțelegi și zici, bă, ce face mamă, că nu înțelegi? Trebuie să avem pasiune pentru oamenii ăștia și trebuie să înțelegem că de fapt toate chestiile astea care le fac sau vrea să te deie sau să te înjure sau să înțelegi sunt doar niște demoni care încearcă să te descurajeze să renunți la luptă mai repede și în toate lucrurile astea dacă nu există pasiune pentru că vezi armele Duhului lui Dumnezeu în primul și în primul rând e dragoste și dragostea nu e deja vă spunem, o, oh, Doamne, te iubesc, dacă față de tine, Cipri, n-am nici cea mai mică pasiune sau afecțiune. Înțelegi? Și asta e o problemă, o problemă majoră. Că mulți din nefericire creștini acum sunt doar superficial, sunt doar pentru ei, pentru familia lor, pentru... dar nu mai suntem pentru să simțim. O, oh, vine nu numele important, dar mulți la mine. Bă, frate, dar cum mai ai putut să ții pe toți ăștia la tine în casă? Bă, eu în casa mea, zice, eu n-aș lăsa pe nimeni să vină să... Păi, nu. Cum ai putut? Cum poți să pui la dispoziție tot? Păi, dar cum? Păi, da, te de la Domnul, tot ce s Domnul și pui la dispoziție. Și suntem, înțelegi, gata să facem orice pentru oricine. Uh, tocmai datorită faptului că și Hristos a făcut asta pentru noi. So, trebuie să fie pasiune. Dacă nu i pasiune, înțelegi, pentru oameni pe care îi slujim și dacă nu vedem, de fapt, prin ochii lui Hristos pe respectivul om, atunci o să rapid îl respingem și rapid îi spune, ah, pentru cine nu se poate face nimic. E ușor să spui asta. Chiar acum, săptămâna, astăzi luni, săptămâna trecută, și acum ați două săptămâni m a contactat o doamnă, domnul Darius. Am o afecțiune. mi a spus afecțiune care e De 12 ani mă chiniesc. Am fost pe la preoți, am fost pe la locuri unde am crezut. Acum am început să umblu la două confesiuni care nu le dau nume ca să nu se supere nimeni. Așa, foarte apropiate nouă și zice, am fost prima oară la o confesiune și păstorul de acolo zice, pentru tine zice, nu putem nici să te botezăm, nici nu avem ce să facem. Mergi la cealaltă confesiune, deci o femeie care le căuta pe Dumnezeu, nu una care trăia în păcat, doar că avea niște atacuri demonice care nu putea să le gestioneze, era atacată noaptea și diavolul o făcea praf și pulbere, deci rău de tot. Și o mergi la cealaltă confesiune, religioasă și când auzi păstorul de acolo, o zice, ne pare rău, zice, noi nu putem să ne rugăm pentru tine, noi nu putem să facem absolut nimica Și în disperare mi-a scris că au zis, tot de la un păstor și au zis, bă, contactează pe oamenii ăștia că așa, sigur o să te ajute. Și au zis, domnul Darius, dar nu vă supărați. Eu am crezut că dacă vin din mediul ăsta meu religios și vin la confesiunea asta care sunt două cele mai aproape de adevăr, am crezut că o să găsesc ajutor și am crezut că o să mă poată ajuta. Dar, domnul Darius, dacă nici astea două confesiuni nu mă pot ajuta, păi, zice, mai există vreo șansă pentru mine? Vă spun, așa mă... Da. Mă străpun direct acolo și nu neapărat că acum vorbim confesiuni, că de nici nu le dau numele, ca să nu se simtă nimeni. Dar am stat, am stat, am stat și m-am gândit cât de nepregătiți foarte mulți slujitori sunt în generația noastră. Nu că nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu că nu știu cum să predice, nu că nu știu cum să pună o problemă, dar nu știu ce să fac în astfel de cazuri când diavolul atacă în mod individual pe cineva. Și am zis, stimată doamnă, fă timp, vin aici, stai câteva zile, ne ocupăm de tine, cu siguranță Dumnezeu te liberează. Ea e determinată să se boteze. Eu au zis, mă, zice, mă duc să mă botez la ăștia, zic, nu te botezăm. O merg la ceilalți. Zice, nu, nu te botezăm. Zice, dar, până la urmă, stați puțin, domnule, zice, eu citesc în Biblie, zice, eu m-am lăsat de tradiții, m-am lăsat de obiceiuri, m-am lăsat de uh, să mă închin la pereți, la tot felul de icone, m-am lăsat, zice, să mă duc să mai dau pomană, m-am lăsat de ecutare, m-am lăsat de toate lucrurile astea, zice, acum numai cu Biblia stau în față și totuși problema asta care eu am continuă și nu ceva, zice, n-am făcut bine. Zice, da, am fost la vrăjitorie înainte, am fost și am practicat aia, dar m-am lăsat de toate, zice, nu mai îmi doresc. Și da, zice, dacă nu găsesc remediu în bisericile care le-am căutat, dintre cele două mai importante confesiuni, zice, atunci ce să fac? Îți dai seama că e o problemă, Cipri, nu? E o problemă da. pentru că cam în, gen, în felul ăsta de nefericire uneori tratăm pe oameni, care sunt creațiunea lui Dumnezeu, care Dumnezeu îi cheamă indiferent de mediul de unde vin, de confesiunea de unde vin, Dumnezeu își dorește să aibă o relație cu Dumnezeu. Și atunci dacă nu găsesc eliberare, e o problemă. Uh, și eliberarea, încă o dată, nu e o chestiune care noi asta în asta vânăm și asta facem. Nu deloc. Deci, eu tot timpul le spun că unii zic, mă, voi acolo și vă sunteți recunoscuți că acolo Dumnezeu eliberează. Am un... Da, sau așa că iată, vă de în Știi? Nu, no, ce să le zic? Zic, lucrarea noastră primordială este să propozim Evanghelia. Asta e lucrarea. Pentru care domnul meu, nu mă zic domnul, te duce, în România și acolo să oameni. Nici într-un caz. Deși făceam lucrul ăsta și în America. Ne rugam pentru oameni cu afecțiuni. Uh, dar niciodată Nici am aspirat niciodată, niciodată E o chestie normală Și unii vin, unii vin și spun Mă, trebuie să fie un dar special Pentru să pot să liberez Mă, stați, mă, liniștiți, mă Ciciți, Marcu 16, cu 16 Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor Crede da, da. Primul lucru zice Vor scoate dragi Nu no. Nu i-am zis eu, Hristos a spus. Dar nu este lucrarea primordială și noi, încă o dată, nu mergem să căutăm, să facem sesiuni hai, de exorcizări și așa mai departe, nici într-un caz. Dar ori de câte ori există o nevoie, ne implicăm și facem ceea ce trebuie să facem. Că e, 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 e o nevoie, înțelegi? E o nevoie, dar trebuie să existe compasiune. Dacă nu există compasiune, e bai. E un fel de ingredient special este care e nevoie. Este. Uh, mai sunt și alte ingrediente? Acum, pe lângă, gândindu la partea asta de vreau fi liber, partea de eliberare, vorbeam de adevărul, vorbeam de dragoste, care e importantă, compasiunea asta. Ar mai fi ceva? Rugăciune. O viață de rugăciune și post. Citirea Scripturii merge îi soră geamănă cu rugăciunea. Degeaba te citești Biblia și ai multe informații dacă nu le pui în practică prin rugăciune. Sunt alții care merg în extrema asta. se roagă, dar ei nu citesc Biblia. Bun, dar ce te roci dacă nu citești Biblia? Că doar informațiile Bibliei te ajută pe tine să cunoști inima lui Dumnezeu și să-L cunoști pe Dumnezeu și să știi cum trebuie să te rogi și ce să cerem și cum să cerem. Că altfel te vei ruga rău. Te vei ruga rău. Nu de mult am fost într-o biserică, undeva în Europa și printre altele diaconul care era fiul fostului pastor îmi spunea, tatăl trecut la Domnul, era puțin supărat, eram foarte curios așa, nu sunt o persoană curioasă, dar așa, pentru că știam că a fost un om cu reputație foarte bună și un om reputabil și un om care a făcut diferență în zona aia de, de țară în, în Europa. Și am fost curios să văd. Dar zic, cum o trecut, tati? Păi zice, soarele mea s-a îmbolnăvit. Și la un moment dat, tati au insistat în energie lui Dumnezeu și a început să se roage. Fii atent. A început să se roage, să zică, Doamne, dă-i viață, dă-i amie mie viața. Și hm. am zis, cum? Păi zic, hm. Bine eu înțeleg că în momentele critice, mai ales când copilul și suferință, noi uneori parcă avem tendința să spunem asta, dar am zis, mă, și zice, la două săptămâni, soarele mea s-a făcut bine și el a murit. Straniu, bum, dintr-o dată așa. Ce interesant. E foarte interesant că, vezi, uneori facem niște rugăciuni greșite. ciudate, care, greșite, care nu trebuie să fie așa. Și am zis, bă, zic, ți se pare normal? Păi frate, dar eu spui, zic, nu e normal. El ce-a făcut? Singur invitat ca diavolul să lovească și a făcut un contract de vorbire. pe păi, dar ce Dumnezeu e atât de slab încât ca să dea viața la cineva va trebui să iei viața la altcineva? Adică el, sursa vieții universale, dar tot ce se mișcă vine din Dumnezeu. Dumnezeu nu are capacitatea asta, dar o rugăciune e greșită. De ce? Pentru că uneori nu mai stăm să citim scriptura, să vedem, să cunoaștem Minima lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu, îți dai seama că nu face niciodată lucrul ăsta. Că Dumnezeu a permis categoric, o permis datorită contractului care s-a creat, contractului de vorbire. Și în felul ăsta ne dăm seama că foarte mulți, da, au fost și înva la noi la consiliere, tot așa. Și la un moment dat am zis, bun, și cum? Eram curios să văd uh, felul cum ordera lucrurile și să mă duc nu la efect, ci totdeauna eu caut să văd care este cauza. Mergem la rădăcină, la cauză, nu efectul. Uh, și am zis, acum da, cum a fost? Păi zice, frate, zice, mă rugam și am zis, am văzut că uh, Dumnezeu nu a lucrat prin Pavel și la un moment dat zice respectiva domnișoară către mine, zice, m-am rugat ca Domnul să-mi și mie un țăpuș ca la Pavel să pot să fiu și o smerită. Și a zis, cum? Bă, fratele meu, dacă tu știi ce afecțiuni avea fata asta, numai demonice, dar niște boli așa, care nu le găsea nimeni, niciun, absolut nimica. Păi zic, tu singură i dat permisiune diavolului ca să, ca să te lovească și să... Ce, tu crezi că ăsta e felul în care Dumnezeu lucrează în dreptul nostru? Adică, Dumnezeu ne oferă posibilitatea să ne smerim. Nu ne smerește El, că grozav lucrește să se la mâna lui Dumnezeu. Adică, eu nu mă rog, Doamne, smerește-mă. Nu, nici într-un caz. Eu zic, Doamne, dăm puterea ca să aleg să mă smeresc. Este o alegere personală. Și în felul în care eu mă smeresc, Dumnezeu mă înalță. Că așa zice Biblia, că Dumnezeu ridică pe cei ce se smeresc, nu pe care îi smerește El. Interesant, e știi? Diferență... diferență colosală, știi? Și atunci pentru noi este vital de important ca să înțelegem lucrurile ăsta. Dar dacă nu citim Biblia, că am ajuns de la, știi, de la extreme. Că unii numai se roagă, dar nu citesc Biblia. Alții numai citesc Biblia și nu au nicio viață de rugăciune. Și câte confesiuni nu sunt de genul ăsta în care rugăciune lipsită în biserici. Oh, noi avem cercuri de, uh, nu cercuri, am lapsus, uh, grupuri, celule de, de casă. Serios. Și în de casă, cât vă rugați? Hai să fim realiști. Cât e rogi? Că acolo ai numai discuții, bei ceai, cafea. E rău? Nu e rău. Hai să fim realiști, dar cât e rogi? Și peste săptămână după aceea, cât e rogi? Băi, ne bătrâm acum mă. mă. Hristos a spus, casa mea se va numi o casă este de rugăciune. rugăciune. Nu o casă de laudă și închinare. Laudă și închinare e vitală. 100%. Trebuie să fie parte. Trebuie să fie cuvânt. 100%. Dar trebuie să existe și rugăciune. Echilibru. Înțelegi? Și dacă nu e echilibru, undeva oamenii încerc să, cre să crească distorsionați și încep să aibă dezechilibru în viața lor. Nu mai să mergi într-un picior, nu? Dacă ai sări numai exact. pe rugăciune. Exact. Sau într-o mână. Da. Înțelegi? Și asta e o problemă grosolană cu care generația noastră se, se, se confruntă. Și acum ajungem înapoi la subiectul nostru, deci cuvânt, rugăciune și post. Post. Chiar astăzi, când mie mâncoace, mă încoace, mă sună cineva, frate, ce uite, am problema asta, dar într-un fel știu, zice, n-am mai postit de multă vreme și am început să cad în... Mă, vezi? Omul știe. Dar de ce nu postim? Oh, că mă doare cap. Oh, că se poate post cu cafea. Bă, unde ați văzut voi post cu cafea, mă? Păi, ori postești, ori dacă nu, nu. Dar nici nu te aștepta să ai biruință, nu? Că doar Apostolul Pavel vorbește în carte Galaten că între fire și între duh există o luptă continuă. Are Dumnezeu nevoie de postul nostru? Cu siguranță nu. Noi avem nevoie și de Dumnezeu și de post să ne... Firea noastră. Exact, casa. firea pământească. Să putem să o supunem. Că e o luptă continuă și cere drepturi și pofte și așa mai departe. Și în momentul în care postim începe Duhul lui Dumnezeu să se ridice, să fim guvernați, să fim conduși. Că ori ești condus de Duhul lui Dumnezeu, ori ești condus de firea pământească. Nu poți fi în dat două dată. Ori una, ori alta. Și în funcție de nivelul nostru spiritual. Și foarte important. Vezi, toate lucrurile astea au de-a face cu liberarea. Există oameni care se pot elibera pe ei însuși. Nu trebuie să vină să se roage un specialist, da? cineva, un slujitor. Pot să se elibereze pe ei însuși. Eu, după ce Domnul m-a eliberat și a făcut mărturisire, și ăștia a fost pași, și am făcut mărturisire, Domnul m-a cu Duhul Sfânt, au mai fost lucruri care n-am mai căzut în ele, dar știam, știam, simțeam că încă mă confrunt cu ele. N-am mai căzut în lucrurile care, de care Domnul m-a eliberat, dar m-am dat seama când Dumnezeu a început treptat, treptat să mă mai libereze și de alte lucruri. Înțelegi? e foarte important pentru noi toate lucrurile astea. S -s chestiuni simplistice. Uneori sunt atât de complicați încât toate chestiunile simplistice îmi spun, oh, numai. Am vrea lucruri complicate. Mă. Hai să vedem ce Biblia. În ne întoarcem la Biblie, lucrurile se simplifică, devin mai clare și... Sigur că da. Și în felul ăsta există rezultate extraordinare. Ne-am întâlnit încă un om care să spună, frate Darius, am fost, m-am mărturisit, am început să mă apropiu de Dumnezeu, am citit Scriptura, m-am rugat, m-am disciplinat, am început să am o viață de post. Mă, dar tot așa, mai rău, n-am întâlnit niciunul ce din fericire toți au mers din bine e, în bine. E. Nu că au fost cutiți de încercări sau de probleme, să nu credem în lucrul ăsta, dar au fost biruitor. Dar 95% Cipri, ascultă-mă bine, nu exagerez deloc și gândește că ne facem de doar pe săptămână consiliere și în fiecare săptămână cel puțin câte 3 sau 4 oameni de peste tot, numai din România și din Europa vin la consiliere la noi și am echipă de consiliere și facem lucrul ăsta și gândește în felul următor. Oameni care sunt cuprinși de frică, ceartă, care nu se mai înțeleg cu partenerii de viață, care uh, au tot felul de falimente, care au tot felul de lupte, uh, depresie, uh, anxietate, panică și așa mai departe, le pun întrebarea asta. Când aș citit Biblia ultima oară? Toți îmi spun că când v-ați rugat? Păi frate, cum să nu mă mă pot ruga? Păi totul ăla e, bă, <gântuță> e momentul, ăla e cel mai important atunci când nu ești cum trebuie. Atunci apunți și și rog, e, strigă că te Domnul, postește orice, nu că crezi în minciunele întunericului, că nu ești, ești prea păcătoș, că chiar de aia, dar ce, ce, cum îți rezolvă problema păcatului? O să aștepți să treacă șase luni de zile și după să începi să te rogi sau atunci când, bum, Ți-ai dat seama că nu e bine sau ai căzut în păcat să vii, să te pocăiești de el, să te rogi și să nu te mai lași niciodată ca să fi dus înapoi acolo. Înțelegi? vezi, noi știm soluția, numai nu o punem în practică. Și din nefericire, 95% dintre oamenii care sunt afectați, noi îi condamnăm, că nu asta e, nu asta e. Dar majoritatea dintre ei sunt oameni care, știți Scriptura nu mai e, rugăciunea nu mai e, implicarea lor în biserică nu mai e, Înțelegi? Și toate lucrurile astea nu fac altceva decât ori crezut că o să rezolve problema, dar problema lor a fost tot mai mare. So, da. e, e, important. Foarte important. Dar eu să acum la final aș vrea să te rog să le adresez un cuvânt celor care, eu știu, se confruntă cu diferite lucruri, au diferite întrebări, diferite probleme. Ce le spune să le transmiți un mesaj direct? Uh, un mesaj direct este să revenim la Scriptură. Cărțile scrise sunt bune, ele pot să ne ajute într-o măsură sau alta, dar când revenim la Scriptură, pentru fiecare dintre noi, indiferent de nevoie, indiferent de probleme, indiferent de situație, Scriptura are câte un cuvânt de a ne ajuta să ieșim afară de acolo. O soluție pentru problema noastră. Și în momentul în care citești Scriptura Începe și personalizează cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. În momentul în care încep să-l personalizez, începe și pune în practică. Pe mine foarte, foarte, foarte mult m-a ajutat um, memorarea scripturii. Și foarte mult m-a ajutat în momente de declin um, să știu Biblia și versete cheie care m-au ajutat să mă încred în Dumnezeu care m-au ajutat să nu renunț la Dumnezeu, care m-au ajutat să înțeleg că, indiferent dacă toți te părăsesc din jurul tău, el rămâne credincios. Eu și în momente când n-am fost suficient de credincios, el tot a rămas credincios. Și în momentele în care de debusolare, el e lumina. El e cel care poate să ne scoată din labirintul întunericului. Noi nu știm calea, dar El este lumină și El este calea. El este singur care poate să ne ajute. Și atunci niciodată n-ar trebui să renunțăm la Dumnezeu, niciodată, ci totdeauna ar trebui să fim acolo, gata, să facem orice. Și în felul să vom vedea, nu așteptați ca Dumnezeu să vă dea răspuns pentru orice situație în care, cu care vă confruntați să ne confruntăm. Uneori Dumnezeu, Dumnezeu își rezervă dreptul să nu ne spune absolut nimica, dar Dumnezeu este acolo vezi știind și fiind conștient și să ai certitudinea faptului că Hristos este în tine, indiferent pe unde mergi. Indiferent ce se întâmplă, cum spunea David, și chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem din jurul, dice că David era grozav, că era un grozav un strateg împărat, un strateg militar, nu, nici într-un caz, tocmai datorită faptului că cineva era cu el. Și ăsta e Dumnezeu care nu ne părăsește. Noi credem când încep corobile să ne se scufunde că Dumnezeu ne-a părăsit. Nu ne părăsește Dumnezeu, nu mai lăsați de asta. Ci El e momentul în care mai mult să strigăm după El și să strigăm perseverăm. spre El și perseverăm că El ne ajută. Și să ne învățăm, să ne învățăm. Chiar dacă Dumnezeu nu tace tace, nu e absent. El e cu noi. Și El este singurul care are soluție pentru problemele noastre, pentru nevoile noastre. Și El este singurul care totdeauna ne va scoate din orice circunstanță. Darius Zaharia nu poate să ajute pe nimeni. Cel care ne ajută pe toți e Hristos. Ciprii, tu poți să creezi un context unde oamenii să găsească informații, dar toate informațiile să duc spre cineva, spre Hristos. Exact. Pentru că El este, ar fi aberant să spun, haideți la... Dariu și la Cipri, că toți o să fiți eliberați și toți o să fiți vindecați și toți. Nu, nu, nu. Hristos certo. face toată lucrarea. Ok, exact. se folosește de oameni, 100%. Când i-a dat abilități, 100%. Când i-a dat la 100%. Că El e cel care face prin noi, El. El și primește slava și cinstea și gloria. Harul Lui. Că e Harul Lui și exact. El este singurul care lucrează, dar niciodată nu trebuie să lăsăm să mergem într-o extremă sau alta. Mergem la cuvânt. Și Dumnezeu e cel care ne va ajuta, vă va ajuta pe toți. Dumnezeu nu o să ne lese pe niciunul și e fain că El e cu noi. Așa e. Că știm pe El cu noi, e cel mai bine. Așa este. Dar îți mulțumim mult pentru o participare la podcast. Să ne așteptăm să mai intrăm și cu data dragul. viitoare în subiecte cred că sunt foarte atractive și uh, mulțumim. Cu tot dragul. Dragilor, până data viitoare, să ne ajute Domnul să fim perseverenți pe calea Lui.